rea, iată, în mai multe județe din țară, în Bistrița, Năsăud, în Mehedinți, Dolj, Olta, a plouat torențial cu grindină, mai multe gospodării au fost distruse, iar din cauza vântului puternic, 10 de copaci au fost doborâți pe șosea. La cota 2000, Bușteni, ninge abundent, iar stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri. Fenomene meteo extreme în județul Bistrița-Năsăud. A plouat torențial și apoi a căzut și grindină. Un strat de gheață a acoperit în doar câteva minute șoseaua. Comuna Căzănești din județul Mehedinți, o furtună puternică cu grindină s-a abătut asupra gospodăriilor. Grindina a fost și în județul Dolj, acolo unde meteorologii au emis cod galben de vreme rea. Și în județul Olt, grindina puternică a făcut prăpăd în gospodării. În comuna Băbiciu, localnicii au filmat furtuna care s-a abătut asupra județului. În Slatina, trei copaci au fost rupți din cauza vântului puternic. Din fericire, nu au existat pagube materiale. Fenomene meteo extreme și în Bușteni. La cota 2000 a început să ningă abundent, deși suntem la mijlocul lunii mai. Stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri.